Este runda finală. Nu trebuie să arunce Beni acum, ar trebui să facă o repriză mai ponderată, să aibă mare grijă la defensivă. Și ar trebui să-l țină la distanță pe adversarul său. Exact. Are meciul în mână Beni. Blochează acolo Juravlov, trimite acum croșet de stânga. E clar că Juravlev a simțit că a pierdut primele două runde, va da tot ce are mai bun acum în runda a treia. Upăr pe dreapta, este greu la penalitate, Juravlov! Ce croșeu, ce croșeu! Da, final de meci pentru că a intrat în ring antrenorul lui Pavel Juravlov și nu mai lasă pe Legu Sof să continue, este final de meci, excelentă seria lui Beni. Bucurie de nedescris pentru stafful lui Beni Adegbui. I-a rupt nasul lui Juravlev. Da, și a fost un meci super făcut de Beni împotriva lui Pavel Juravlov. Foarte, foarte importantă victoria românului, pentru că Juravlov este cotat între cei mai buni luptători la categoria minus 95 de kilograme în acest moment. Plus 95. Da, plus 95 la acest meci. La minus 95 a luptat în ultima sa gală, unde a câștigat o piramidă de 4. Piramidă de 4. Dulcea fost... răzbunare pentru Beni Adegbui. Aplaudat și de promotorul Eduard Inimia. Da, a fost un meci spectaculos făcut de Beni. O victorie superbă și iată, revedem în momentul în care l-a pus la podea definitiv pe Juravlov. A fost o scurtă mișcare de cap acum a lui Beni. Croșeul lui Juravlov a trecut peste, al lui a intrat în plin. Și o victorie superbă, cel mai frumos meci de până acum la Super Combat Galați.